Vă salut din nou, revin cu un nou videoclip în care am să vă prezint de data asta tot din ceea ce ați văzut în avanpremieră această serie Fast and Furious, o serie Hot Wheels Premium, deci vorbim de roți de cauciuc și din păcate fără părți mobile, dar totuși ce mă bucur e că am toată seria. După cum vedeți, sunt 5 la număr, 4 din 5, 5 din 5, 1 din 5, 2 din 5, 3 din 5, doar că, spre surprinderea mea, asta am cumpărat-o cândva de pe eBay, așa că nu am să o desfac. Deci am să încep cu 1 din 5, dacă ăsta e primul. Aici, spre deosebire de Matchbox, se arată toată seria, cel puțin fiind 5, nu trebuie să ofere prea mult spațiu. Vedeți ce fac parte din această serie și mă bucur că pot să vă arăt și o serie completă. Cu atât mai mult Fast and Furious, care, după cum știți, e deja o marcă consacrată în care întâlniți tot felul de mașini și se fac curse periculoase, a zice eu, cu ele, pentru farmecul filmului și arată foarte bine. Deci vorbim de un Chevy Camaro din 1969. În general, aceste modele, mai ales de la Hot Wheels Premium, sunt toate din metal, deci asta înseamnă atât baza cât și caroseria, plus roți de cauciuc. Și o să vă dați seama imediat prin faptul că la rulare, pe un spațiu, pe o suprafață dură, nu se aude nimic. Plus, aș putea să forțez aici să trag cauciucul de pe jantă, cred că se vede la cameră. Mă bucură faptul că arată și la bază denumirea mașinii, pentru că de obicei cei de la Hot Wheels nu prea fac chestia asta. Și am să o pun pe masă pentru o focalizare mai bună. La Hot Wheels nu sunt prezente chiar așa acțibildele, deci sunt mai mult vopsite sau încrustate în metal. Se văd însă cele două faruri și masca mai îngustă din fața radiatorului. O culoare, cum îmi place mie, în primul rând vopsea nemetalizată, e un albastru deschis cu ceva dungi albe, cumva tematică de raliu. Hot Wheels, ca de obicei, are roți mai mari în spate, roți mai mici în față și aici sunt vopsite, cum vă spuneam, nu adoptă acțibilde, dar se vede număr de matriculare real de data asta și chiar și grupele de becuri care fac parte din stop, foarte tare, și fiind roz de cauciuc se văd până și practic modelul cauciucului cu șanțurile lui, foarte tare. Puțin se vede și în interior. Niște jante foarte mari cu cromate scobite practic pe interior, foarte interesante. Mergem la a doua. Deci 2 din 5, un Toyota Land Cruiser FJ60. De data asta, fiind o mașină de teren, avem roți mai mari, dar tot din cauciuc. Jantele cred că sunt din plastic. În rest, totul e de metal, inclusiv baza. Cum vă spuneam, nu există nimic mobil, dar ca și la alte branduri americane, totul e din metal, încrustarea și vopsite cu
o vopsea, să pună în evidență, vedeți și semnalizatoarele, farurile, masca din fața radiatorului, inclusiv eu un spoiler și, cum vă spuneam, roți de cauciuc mari. Tot așa se vede forma cauciucului, foarte tare, vedeți că se duce de pe jantă. Janta e, cum vă spuneam, din plastic. În spate, iarăși, loc pentru număr de matriculare, dar de data asta nu au pus. Și aici stopuri vopsite, privire și de lateral, foarte tare. Ajungem la 3 din 5, dar pentru că o am să mă duc la raft și aici vă reamintesc că am eu amestecate deocamdată cu seria Transport și cred că recunoașteți acest Lichen Sport. E exact acesta de aici, dar cum vă spuneam, l-am luat într-o altă tură, fără să-mi dau seama, iar acum l-am luat din România, ceea ce este un de-a drept o surpriză plăcută dintr-un magazin Oriel. Și ca să vă arăt pentru cei care nu ați văzut acel episod, practic acum am seria completă, cam așa arată. Mașină super sport, face parte din acea elită care în 2-3 secunde prinde 100 de kilometri, cu mici diferențe între ele, dar toate sunt rapide. Jante cu 10 spițe, în aceeași culoare cu roata, roata fiind, cum vă spuneam, din cauciuc. E bine că scrie și aici, Lichen Hypersport. Cam așa arată și deasupra. Vopsea nemetalizată. Și în spate, aici într-adevăr nu sunt foarte bine puse în evidență stopurile, dar se văd. Mergem mai departe la 4 din 5. Aici vorbim de un Plymouth GTX din 1971, alt muscle car, foarte tare, cam așa arată pe blister. Foarte, foarte tare. Prezint și această machetă, vedeți faruri duble, tot așa o mască în fața radiatorului foarte îngustă, roți mai mari în spate față de față, doar un inel cromat la roți, jantele cumva scobite în interior cu, să vedem mai exact forma jantei. Deci are mai multe spițe, dar e din plastic, din câte văd. Aici semnalizatoare și în spate arată foarte bine. Cu stopuri puse în evidență, vopsite, inclusiv număr de matriculare și aici se văd formele roților. Și ajungem la ultima, un Dodge Charger SRT Hellcat Wide Body, adică caroserie largă, mare. Cam așa arată pe blister, ca de obicei foarte reușite.
imaginile de pe blister. Și acum a venit momentul să le scot afară. Foarte grea, deci totuși din ce simt aici baza este plastic și cred că și banul aici este metal. Aici la Like în Hypersport e tot plastic. Aici e metal, 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 metal. Deci asta și cu asta au baza de plastic și caroseria de metal. Cam așa arată din față. Vedeți aripile mai extinse în afară. Asta înseamnă roți mai late. Foarte tare. O mască în fața radiatorului, destul de îngustă, faruri puse în evidență, cu vopsea, la fel și în spate. Și aici e un loc de număr de matriculare, dar nu e pus așa de bine în evidență. Cum vă spuneam, roți mai late. Și aici sunt roți fine, fără urmă, dar sunt de cauciuc. Vedeți că se duce de pe jantă și la rulaj nu se aude. Deci, o scurtă defilare. Mie, sincer, îmi place mai mult acest Toyota, așa ca detalii. Foarte tare și am să mă duc cu două din ele la acest raft unde mai am foarte puțin loc. Va trebui să despart car culture-ul, cred că să-l pun sus. Aici am să-l elimin. Ceva de la Matchbox din seria binecunoscută cu dinozauri. Deocamdată am să le pun aici, îngrămădite, urmând să fac ordine până la următoarele prezentări. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune.